aici, stimați oaspeți, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică, onorată audiență, declar deschisă ședința de susținere a tezei de doctor în științe medicale a domnului Ion Bârcă, optimizarea supravegherii și controlul infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării. Permiteți-mi, în primul rând, să salut și prezența astăzi a oaspeților prezenți astăzi aici în sală, și anume vreau să salut prezența doamnei Ludmila Mosina, care este doctor în științe medicale și specialist tehnic în maladiile prevenibile prin vaccinare și imunizare și programe naționale de sănătate publică, biroul regional al Organizației Mondiale Sănătății pentru Europa. Conform deciziei Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 2, din 23 februarie 2024, s-a decis aprobarea și formarea Consiliului Științific Specializat de 331.01.24.9 pentru susținerea tezei de doctor în științe medicale cu tema optimizarea supravegherii și controlul infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării a domnului Bârcă Ion, specialitatea 331.01, epidemiologie, în următoarea componență. Paraschiv Angela, președinte, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Guțu Luminița, secretar științific, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, membrii Stasie Ecaterina, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Melnic Anatolie, doctor în științe medicale, Țurcan Laura, doctor în științe medicale și referenții oficiali Buco Victoria, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător și Balan Greta, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar. Stimată comisie, stimați oaspeți, stimați colegi, astăzi la ordinea de zi avem susținerea publică a tezei domnului Ion Bârcă, șef secției Agenției Națională pentru Sănătate Publică, cu tema optimizarea supravegherii și controlul infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării, specialitatea 331.01, epidemiologie, pentru acordarea titlului științific de doctor în științe medicale. Conducător științific, Spânu Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al Academiei de Știință a Moldovei, om emerit, consultant științific, Donos Ala, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar. Onorată asistență din cei 7 membri ai Consiliului Științific specializat, sunt prezenți 6 membri. Avem doamna Stasie Ecaterina, care este prezentă online, este alături de noi și va lua cuvântul la etapa potrivită. Astfel, avem quorum pentru trecerea ședinței. Mă rog dacă sunt obiecții sau propuneri referitor la ordinea de zi. Dacă nu sunt, atunci ofer cuvântul doamnei Guțu Luminița, secretar științific al Consiliului, pentru a trece în revistă actele prezentate în dosarul pretendentului și corespunderea acestora cu actele normative în ANAC. Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua, stimați colegi, oaspeți. Vreau să vă spun despre, sau să vă prezint datele din dosarul personal a domnului Ion Bârcă, cetățean al Republicii Moldova. Deci, pretendentul Ion Bârcă s-a născut la 5 iunie 1984 în satul Abaclia, raionul Basarabească de Republica Moldova. În anul 2001 a absolvit școala medie din aceeași localitate. Între anii 2001-2004 și-a făcut studiile la Colegiul Național de Medicină și Farmacie Municipiul Chișinău cu calificarea asistent igienist-epidemiolog. Ulterior, în perioada anilor 2004-2005, a activat în calitate de asistent igienist-epidemiolog la Centrul de Medicină Preventivă din raionul Basarabească.
Pe parcursul anilor 2005-2011 și-a făcut studii la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, Facultatea Medicină, Specialitatea Sănătate Publică, iar în perioada 2011-2013 domnul Bârcă își continuă studiile postuniversitare prin rezidențiat în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova la Specialitatea de Epidemiologie. În anii 2013 până în anul 2018, activează în calitate de medic epidemiolog, secția Epidemiologie a Holerii, a bolilor diareice acute și zoonotroponozelor la Centrul Național de Sănătate Publică, iar începând cu anul 2018, până în prezent, activează în calitate de șef secției supraveghere epidemiologică a bolilor cu factori de transmitere alimentar și hidric la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Deci, domnul Ion Bârcă este membru Societății Științifice a Epidemiologilor și Microbiologilor din Republica Moldova, iar în perioada activității sale, competitorul în calitate de medic epidemiolog coordonator este implicat în activități de implementare a programelor Organizației Mondiale a Sănătății de supraveghere sentinelă a infecției rotavirale și diareei pediatrice în rândul copiilor din Republica Moldova. La tema tezei prezentate de domnul Bârcă au fost publicate 11 lucrări științifice, dintre care 5 articole în publicații recenzate naționale și internaționale integrale, inclusiv un articol cu impact factor, totodată 2 publicații de singur autor, 6 teze au fost prezentate la foruri științifice naționale și internaționale. Competitorul a participat la 11 stagii și conferințe internaționale și naționale, dintre care cele mai importante fiind conferința regională a Organizației Mondiale a Sănătății privind introducerea noilor vaccinuri, experiențe și probleme în regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății, în Izmir, Turcia, atelierul de lucru privind analiza și utilizarea datelor de supraveghere a infecției cu rotavirus, Copenhaga, Danimarca, conferința cu participarea statelor membre a Comunității Europene privind supravegherea de sentinelă a infecției rotavirale, conferința științifică anuală MediPiet între anii 15, 16, 17, care a fost petrecută în diferite state, cum ar fi în Macedonia, în Maroc, în Belgia, iar prezentările efectuate sau făcute de către pretendent au fost supravegherea și controlul infecției rotavirale în Republica Moldova, cauzele acoperirii reduse cu vaccin antirotaviral a copiilor din municipiul Chișinău și costurile spitalizării a pacienților cu gastroenterit rotavirală din Republica Moldova. Totodată, domnul pretendent a fost și a participat la conferința națională cu participare internațională, actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova. Deci o conferință națională care a fost petrecută anul trecut în orașul Chișinău. Competitorul a prezentat întreg dosarul cu toate actele necesare prevăzute de ANACEC. În aceste acte sunt prezente decizia ANACEC-ului de formare a Consiliului Științific Specializat pentru Organizarea Susținerii Publice a Tezei de Doctor în Științe Medicale, teza și autoreferatul, hotărârea Seminarului Științific de Profil 331.01 Epidemiologie din cadrul Universității de Stat și Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu de Republica Moldova, la care sunt anexate lista de prezență a membrilor seminarului și formularul evaluării tezei de către membrii Seminarului Științific de Profil. Lista lucrărilor științifice publicate la tema tezei, suplimentul publicației la tema tezei de doctorat, avizul pozitiv din cadrul secției supraveghere epidemiologice a bolilor cu factori de transmitere alimentar și hidric, direcția prevenire și controlul bolilor transmisibile a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, avizul conducătorului și consultantului științific la tema de doctorat, extrasul din procesul verbal al Consiliului Științific al Instituției cu privire la aprobarea temei conducătorului științific, consultantului științific la teza de doctor în științe medicale, lista organizațiilor pe adresa căruia a fost expediat autoreferatul, avizate de Poșta Moldovei. Adeverința de depunere a tezei de doctorat în fondul Bibliotecii Universității Stat Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu de Republica Moldova. Actele prezentate, vreau să menționez, întru tot corespund
cerințelor regulamentului Agenției Naționale de Asigurare a Calității de Educație și Cercetare și permit susținerea tezei în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat de 331.01, cratimă 24, cratimă 9. Mulțumesc! Mulțumim! Vă rog întrebări la doamna secretar științific, dacă sunt. Nu sunt. Atunci oferim candidatului să prezinte rezultatele cercetării. Aveți 20 de minute la dispoziție. Stimate domnule rector Emil Ciobanu, onorată doamnă președinte Paraschiv, stimată doamnă Ludmila Mosina, dragi membri ai Consiliului Științific Specializat, permiteți să vă prezint rezultatele proiectului de cercetare cu tema optimizarea supravegherii și controlul infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării. Diareea rămâne una dintre principalele cauze de decese și de îmbolnăvire la copii din întreaga lume, ce oferă o morbiditate substanțială și consecințe pe termen lung asupra sănătății. La nivel mondial, în ultimii ani, infecția cu rotavirus a fost responsabilă de 151.514 decese la copii mai mici de 5 ani, alături de milioanele de cazuri de spitalizări. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, numai din cauza infecției tractului gastrointestinal, în Europa, anual sunt înregistrate circa 10.027 cazuri de decese la copii cu vârstă de până la 5 ani. Iar în regiunea europeană, se estimează că din 23 milioane de copii sub 5 ani, anual din cauza infecției rotavirale sunt spitalizați până la 77.000 de cazuri. În Republica Moldova, anual sunt înregistrați până la 20.000 de cazuri de boli de reici acute, dintre care mai mult de jumate sunt de etiologie nedeterminată. Pentru a stabili povara infecției rotavirale, în anul 2008 a fost implementată supraveghere epidemiologică de tip sentinelă. Datele obținute în supraveghere sentinelă au argumentat necesitatea vaccinării contra infecției rotavirale a copiilor cu vârstă de până la un an. Republica Moldova fiind prima țară cu venituri mici și medii din regiunea europeană a OMS, care a introdus vaccinul contra infecției rotavirale în Programul Național de Imunizare. Prezenta cercetare și-a pus ca scop cercetarea eficienței vaccinului rotaviral pentru optimizarea supravegherii și controlul infecției cu rotavirus. Într-o realizare a acestui scop au fost stabilite următoarele obiective. Analiza morbidității multianuală prin boală de reiec acută la copii de până la 5 ani în Republica Moldova, evaluarea procesului de implementare a vaccinului rotaviral, estimarea capacității rețelei de laboratoare pentru dezvoltare și fortificarea supravegherii epidemiologice infecției rotavirale, aprecierea rezultatelor supravegherii sentinelă în infecția rotavirală și elaborarea propunerilor de optimizare a sistemului de supraveghere epidemiologic și control în infecția rotavirală. Noutatea științifică este caracterizată prin faptul că, în premieră, s-a realizat un studiu complex de cercetare a impactului imunizării prin vaccinul rotaviral, fiind studiu multidimensional cu aplicarea principiilor sistemice în boala de reiec acută la copii cu vârstă sub 5 ani. S-a evidențiat varietatea genotipurilor circulante în populația de copii din țară, iar dovada științifică obținută a permis optimizarea supravegherii epidemiologice și controlul infecției cu rotavirus. Valoarea aplicativă a acestei studii va contribui în fortificarea instruirii epidemiologilor și medicilor de familie în problemele abordării infecției intestinale cu rotavirus la copiii cu vârstă de sub 5 ani, la fortificarea programului de vaccinare prin dovada științifică obiectivă a eficacității clinico-epidemiologice a vaccinului Rotarix. Datele obținute vor fi utilizate în procesul de instruire preuniversitar și universitar a personalului medical de profil în problema abordată și în sporirea volumului de cunoștințe privind particularitățile genotipice ale virusului rotaviral și impactul vaccinării asupra imunității la copii. Studiul de cercetare a fost inițiat în anul 2014 și finalizat în anul 2020. Realizat în cadrul secției supravegherii epidemiologice a bolilor cu factori de transmitere alimentar și hidric al ANSP. Studiul este epidemiologic complex, observațional analitic de caz control, cu aplicarea metodelor de biologie moleculară și studiul epidemiologic transversal, axat pe determinarea impactului vaccinării contra infecției cu rotavirus și a genotipurilor și fenotipurilor turpinilor circulante de virus. S-au utilizat metode epidemiologice, de biologie moleculară, statistice și matematice. Pentru colectarea datelor s-a utilizat metoda directă. Grupul țintă este copiii cu vârsta sub 5 ani. Ca materiale de cercetare au servit rapoarte statistice despre înregistrarea cazurilor de boli de reiece acute, inclusiv cu infecție rotavirală, fișa de anchetare epidemiologică a cazurilor de infecție rotavirală,
documentele statistice de evidență și raportarea vaccinărilor contra infecției rotavirale, rezultatele studiului observațional-analitic, caz control. Cercetarea s-a desfășurat în câteva etape, de parcursul cărora au fost combinate mai multe tipuri de design-uri. Primul este cu privire la studiul de cercetare în supraveghere epidemiologică de tip sentinelă, în care au fost incluși 13.726 de copii, cu respectarea criteriilor de includere și excludere. De la copii fiind prelevate specimente și analizate la antigenul rotaviral în laboratorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Ulterior, aceste probe au fost selectate și transportate către laboratorul regional de referință al OMS din Belarusia pentru genotipare și evaluare externă a calității. Studiul efectuat este partea sistemului de supraveghere sentinelă în infecția cu rotavirus, fiind partea proiectului regional al OMS referitor la povara infecției rotavirale și implementarea vaccinării. Al doilea design este pentru studiu de caz control. În acest studiu au fost incluși toți copiii cu vârstă sub 5 ani, conform criteriilor de includere și excludere. Cu ajutorul instrumentului informatic EpiInfo, a fost selectat grupul de studiu conform parametrilor pentru cercetarea planificată, în urma căruia au fost selectați 488 copii, care au fost divizați în două loturi, martor și control, a câte 244 de copii în fiecare lot. Ulterior, la acești copii a fost stabilit statutul vaccinal. Conform rezultatelor proprii, putem concluziona că incidența prin boala de reiec acută de etiologie nedeterminată în rândul populației generale prevalează în toți anii de studiu, cu o incidență de la 194,81 cazuri în 2004 până la 364,96 cazuri în 2019. Totodată putem observa o tendință de creștere a cazurilor de boală de reiec nedeterminată în raport cu cea determinată. Incidența prin boală nedeterminată în rândul copiilor cu vârstă sub 5 ani prevalează majoritatea anilor de studiu, cu excepția anilor 2008-2009. În această perioadă a fost implementată supravegherea epidemiologică de tip sentinelă în infecția rotavirală. Analiza comparativă a incidenței infecției cu rotavirus în Republica Moldova și raioanele de est demonstrează că, odată cu implementarea supravegherii sentinelă, incidența crește constant, cel mai înalt nivel fiind înregistrat în anul 2012, 6,53 cazuri la 1000 de copii. Odată cu implementarea vaccinării, în iulie 2012, în Republica Moldova se înregistrează o descreștere continuă a numărului de cazuri, ceea ce este contrar cu raioanele din est, unde se înregistrează o creștere de aproximativ 6 ori mai mare a numărului de cazuri de infecție rotavirală. Conform datelor obținute pe baza supravegherii sentinelă, infecția rotavirală are o pondere de 5-10% în structura grupului de boli de reiece acute. Sezonalitatea infecției are un caracter de toamnă-primăvară, adică lunile noiembrie-martie, apogeul cazurilor revenind lunii februarie, atât pentru copiii vaccinați, cât și pentru cei nevaccinați. Ca rezultat a chestionării, de fapt, pentru estimarea capacității de laborator în fortificarea supravegherii epidemiologice a infecției rotavirale, au fost chestionate 11 laboratoare din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În rezultatul chestionării au fost identificate următoarele aspecte. Implementarea metodei de detectare a antigenului rotaviral în laboratoare s-a realizat în 8 din 11 planificate. Condițiile de detectare a antigenului rotaviral sunt posibile de desfășurat în 2-3 din laboratoare. 10 din 11 nu sunt asigurate cu personal calificat în număr suficient și, în special, medicii microbiologi necesită încă 40%, personalul cu studii medii 30%, iar personalul auxiliar peste 30%. Metoda serologică ELISA se utilizează în 8 laboratoare. Testele de biologie moleculară, PCR, se execută în 4 laboratoare din cele 11. Promovarea, utilizarea, costurile și conlucrarea interdisciplinară sunt cauzele stabilite pentru nivelul scăzut de testare antigenului rotaviral în laborator. Accentuez că niciun laborator chestionat nu a implementat metoda de testare a obiectelor din mediul ambient, oportunitate majoră în anchetarea epidemiologică a izbucnirilor de grup. Analizând manifestările clinice în lotul matur și cu infecție rotavirală a copiilor incluși în studiu caz control, s-a demonstrat că copiii cu infecție rotavirală au un grad de deshidratare moderat și sever mai mare, cu manifestări clinice mai grave, față de cei cu alte boli de reiece acute,
și o durată de spitalizare mai îndelungată. Analiza stratificată a manifestărilor clinice în lotul martor și cu infecție rotavirală în funcție de statutul vaccinal a evidențiat că cazurile de diaree non-rotavirale, deshidratarea severă, este prezentă în toate cazurile, iar cea moderată în 47% dintre cazuri. Manifestările clinice ca diareea, voma și febra sunt prezente în mai puțin de 50% dintre cazuri. În cazul copiilor din lotul cu infecție rotavirală și nevaccinați, deshidratarea severă este prezentă în 95%, cea moderată în 88%, iar manifestările clinice, diaree, vomă și febra, peste 80%. Pe când în rândul celor vaccinați, semnele clinice sunt în limita a 15-17%, deshidratarea moderată în 11%, iar cea severă doar în 4%, ceea ce ne argumentează efectul clinic al vaccinării, al vaccinului. Eficacitatea vaccinului în grupul de copii cu vârstă de până la 5 ani din lotul de studiu a fost de fapt 62%. Aceleași indice s-au obținut și în rândul copiilor de până la un an, adică 63%. Raportul cotelor fiind de 0,32, iar valoarea pi mai mică de 0,1. Ceea ce atestă că persoanele vaccinate au un risc semnificativ mai mare de a se infecta cu rotavirus în comparație cu copiii nevaccinați. Acest lucru indică o veridicitate statistică înaltă și confirmă eficacitatea vaccinului Rotavix în profilaxia infecției cu rotavirus. Imunizarea cu vaccinul rotaviral este inofensivă și se administrează numai pe cale orală. În ceea ce privește administrarea vaccinului, observăm că majoritatea copiilor, adică 90,9%, au fost imunizați cu prima doză conform vârstei de vaccinare, în timp ce a doua doză a fost administrată în 97,9% cu respectarea termenului dintre copiii imunizați. Aceste cifre indică momente specifice în respectarea calendarului de vaccinare și evitarea evenimentelor adverse post-imunizare. Un obiectiv major în supravegherea epidemiologică și controlul bolilor transmisibile este vaccinarea. În Republica Moldova se conturează clar impactul pozitiv al implementării vaccinului rotaviral și supravegherii epidemiologice sentinelă în raport cu raioanele în care acest sistem deocamdată nu este implementat. În total, pe perioada de studiu au fost genotipate 907 probe de specimente. Analizând genotipurile rotavirale circulante la noi în țară, putem spune că cele mai des întâlnite genotipuri sunt G1P8, G2P4, G3P8, G4P8 și G9P8. Până la implementarea vaccinului rotaviral, în populația de copii au dominat genotipurile de rotavirus G1P8 în 43%, G4P8 31,5%, G9P8 11%, G2P4 4%, care sunt tulpini cu manifestări clinice grave sau agresive, ce provoacă deshidratare severă cu sindrom toxico-infecțios pronunțat. În perioada post-vaccinală, varietatea genotipurilor de rotavirus s-a modificat. Aceste tulpini dominante fiind G4P8 42,3%, G2P4 22,33%, G1P8 16,76% și altele. În continuare, permiteți-mi să nu dau citire concluziilor și propunerilor din acest studiu, deoarece ele se regăsesc în materialele și tezele ale rezumatului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Mergem la următoarea etapă, întrebări către candidatul la titlul de doctor în științe medicale. Întrebări, vă rog. Da, poftim, domnul doctor. Doamna președinte, până să mă încălzește sala, da. Eu aș avea așa o întrebare. Epidemiologii au avut ambiția să spui că, uite, vom eradica sau vom lichida următoare infecție. Lucrul ăsta s-a extins chiar și la nivel de regiuni și global. Când am avut de furcă cu bacteriile, avem de furcă cu virusuri care nu au nucleu, adică nu au minte.
e mult mai greu de pistat, mult mai greu de cunoscut și cu dânsul în general e mult mai greu de lucrat. Întrebarea mea, te-ai ocupat nemijlocit cu problema asta, cum crezi? O să fie un timp când va fi pus întrebarea eradicării rotavirusurilor sau nu? Domnul profesor, vă mulțumesc pentru întrebare. Cu timpul, cred că este posibil, odată cu creșterea ratei de acoperire vaccinală în rândul copiilor și supravegherii sentinelă, cu ajutorul supravegherii sentinelă. Dar dacă este să abordăm întrebarea dată, mai degrabă am spune că totuși vaccinul rotaviral este un vaccin creat pentru a a preveni cazurile grave de infecție cu rotavirus. Nu atât pentru a... Scopul lui nu este pentru a fi eliminată infecția, dar a preveni cazurile grave și a reduce din povara maladiei. Mulțumesc. Cel puțin rămânem optimiști. Alte întrebări? Da, poftim domnul Valentin Pățân. Mulțumim pentru prezentare. Eu am așa o întrebare. Comparativ cu alte țări, care este situația în ce privește acoperirea vaccinală în Republică? Este satisfăcătoare sau nu? Asta e o întrebare și a doua, pot să o dau acum sau... Da, acum. Și a doua întrebare cu privire la sistemul de supraveghere. Dumneavoastră ați menționat că din 2008 la noi în țară este implementat, este introdus sistemul de supraveghere Sentinelă și aș vrea să spun, să întreb în părerea dumneavoastră, deoarece ați dat problema mai de aproape. Este destulător acest sistem sau poate că este nevoie de ceva mai serios, mai complex? Mulțumesc! Domnul doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare și la prima întrebare răspund în felul următor. Din păcate, Republica Moldova, nivelul de acoperire vaccinală cu infecția rotavirală este sub, să-i spunem, rezultatul spontan în comparație cu țările din regiune. Nivelul de acoperire rămâne unul jos. Cu referire la a doua întrebare, cu certitudine pot să vă răspund că da, necesită ca supravegherea epidemiologică Sentinelă să fie extinsă pentru pe tot teritoriul Republicii Moldova, deoarece la moment supravegherea Sentinelă nu reflectă situația epidemiologică în total pe țară. Порнишь, ты микрофон в Google Meet. Да, микрофон у дамы Стаси на аудиоле. Да. Гада? Да. Алтын, кстати, с какой лампой лет распонс? Да, да. Пластину для справедливости лет распонс? Да. Майсон Талтын Рыбы? Да. Дома Сажа. Да, ну ты парень. Так схватит. Domnul Stasie, cred că. Domnul Stasie, da. Domnul Stasie, vă auzim. Poftim. Da, mulțumesc. Eu am o întrebare din punct de vedere științific, practic mai mult. Dacă în programul național a țărilor din apropiere a fost introdusă vaccinarea obligatorie în rotavirus sau de ce nu a fost introdusă? Mulțumesc. Doamna profesor, vă mulțumesc pentru întrebare. Din păcate, atât România, cât și Ucraina, țările limitrofe Republicii Moldova, nu au introdus în programul lor de imunizare vaccinul antirotaviral. Este regretabil faptul că în Ucraina a fost țară parte în supravegherea epidemiologică, în supravegherea globală, în supravegherea epidemiologică Sentinelă, dar care totuși, nu știu, încă nu au introdus vaccinul contra infecției rotavirale. Mulțumesc! Mulțumim! Octavian Sașa. Da,
Mulțumesc, Ion, în primul rând, pentru vastul raport pe care l-ai făcut. Dacă poți să miști la slide-ul cealaltă cu cărțile Republicii Moldova și evoluția în timpul mobilității. La acesta vă referiți? Da, la acesta. Da. Aici eu am atras pur și simplu așa atenție, din simplu curiozitate vreau să te întreb, cum explici tu variația asta în timp la raionul Nesporeni? Mă uit că în etapa inițială era satisfăcător, după asta mai rău și apoi bine. Deci e așa o variație și o discrepanță în nivelul care le-au avut ei. Domnul doctor, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. La momentul unicul răspuns care pot să vi-l dau, consider că este legat sau este direct legată cu reforma Agenției Naționale de Sănătate Publică, care a fost efectuată în anul 2018 și respectiv, dacă este să ne uităm nu numai pe acoperirea vaccinală, dar și pe morbiditatea unor infecții, observăm că, din păcate, numărul epidemiologilor reduși a dus la efectele date. Efect pentru 2019, urmare da, pentru 2019. Da. Să vedeți hartă. Bine. Mulțumesc frumos, dar să zic cu plăcere. Alte întrebări? Da, doamna Laura Țărcanu, doctor în științe medicale. Mulțumim pentru prezentare și dacă tot ați studiat această problemă, iată noi recent facem și o evaluare privind acoperirea vaccinală cu vaccinul rotaviral și am vrut să vă întreb, din studiile care le-ați efectuat, care sunt cauzele acoperirii joase cu rotavirus în Republica? Doamna doctor Tușcanu, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Toți medicii epidemiologi, mai ales care sunt în domeniul imunizării, cunosc că una dintre cele mai mari cauze a ratei scăzute de imunizare, ei sunt contraindicațiile false. Da, din păcate, acest efect nou ne joacă fiesta. Plus la toate, este și aspectul ceea ce ține de vaccinul rotaviral. Vaccinul rotaviral are un termen strict de administrare și respectiv copilul care a, din anumite cauze, inclusiv cele nefondate, poate să decadă din imunizare, deoarece ca un fel se extinde perioada de imunizare, dar vaccinul rotaviral sunt stricte și el decade din imunizare. Alte întrebări? Am eu o întrebare. Totuși, ținând cont că infecția rotavirală totuși nu este, sau vaccinarea contra infecției rotavirale nu este introdusă și în alte țări ca și obligatorie, noi totuși am introdus-o. Care a fost relevanța sau care a fost scopul anume analizei acestui tip de vaccin și nu altele care le avem în programul nostru de imunizări? Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. La selectarea vaccinului contra infecției rotavirale care a fost introdus în Planul Național de Imunizări au stat la bază mai multe criterii. Unul și cel de bază este tulpinile asemănătoare din componenta vaccinului cu tulpinile circulante în Republica Moldova. O altă cauză este numărul de doze care este administrat. Noi cunoaștem că este vaccinul Rotatec, unde numărul de doze de administrare este de 3 doze și pentru a preveni, să-i spunem, o rată scăzută de imunizare, s-a accentuat, adică s-a luat decizia ca să fie luat, implementat în Programul Național de Imunizări vaccinul Rotarix și cred că poate pe lângă clinică și prețul. Ținând cont că totuși două doze de vaccin este mai ieftin decât 3. Să înțeleg că rezultatele dumneavoastră cumva vizează importanța anume vaccinului Rotarix comparativ cu alte tipuri? Nu. La momentul atunci
Acestea au fost criteriile de selecție, dar urmărind evoluția tulpinilor circulante, nu este exclus ca pe viitor să urmăm experiența altor țări care au implementat ambele tipuri de vaccin, adică și monovalent și trivalent. Mulțumim. Mai sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, continuăm. Și cuvântul se oferă secretarului științific, care va aduce la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, în nota informativă a ANACEC și în avizele altor centri științifice care au parvenit vis-a-vis de importanța și valoarea științifică a tezei. Așadar, în dosarul personal al conductorului sunt prezente avizele examinării prealabile a tezei în cadrul ședinței unității primare din cadrul secției supraveghere epidemiologică a bolilor cu factor de transmitere alimentar și hidric, Direcția Prevenirea și Controlul Bolilor Transmisibile a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, proces verbal cu numărul 1 din data de 16 mai anul 2023, care, în concluzie, au remarcat că teza elaborată este o lucrare actuală, iar scopul cercetării și obiectivele sunt realizate pe deplin. Lucrarea este scrisă la un nivel teoretic înalt, forma și stilul expunerii corespund normelor actuale prezentate de regulamentul în cauză. Și al doilea aviz din cadrul ședinței seminarului științific de profil, cu numărul 331 punct Sănătate publică, 333 Sănătate ocupațională și biomedicină, 331.01 Epidemiologie, 331.02 Igienă, 333.01 Igiena muncii, din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimențanu din Republica Moldova, la care sunt anexate lista de prezență, da, și formularul evaluării tezei de către membrii seminarului științific de profil. Deci, este prezentat procesul verbal cu numărul 4 din data de 5 iulie anul 2023. În cadrul ședinței seminarului științific de profil a fost menționat că teza conține nota științifică, are valoare practică și corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității și Educației în Cercetare. Totodată, în unanimitate, teza a fost evaluată cu 68 de puncte, fiind apreciată ca una bună, dar care necesita unele modificări după efectuarea căror și verificare de către președintele seminarului științific de profil, putea fi recomandată pentru susținere în cadrul Consiliului Științific Specializat. Deci, propunerile care au fost efectuate în cadrul ședinței seminarului științific de profil au fost implementate de către pretendent, iar domnul președinte a seminarului științific de profil, profesorul Grigore Ferptuleac, a recomandat teza pentru a fi susținută în cadrul Consiliului Științific Specializat. În urma examinării tezei, în cadrul Comisiei de Experți Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, n-au fost înaintate nici obiecții și nici recomandări. Autoreferatul tezei a fost propus pentru avizare mai multor persoane importante din cadrul sistemului de supraveghere epidemiologică și specialiști în domeniu. La autoreferatul tezei de doctor în științe medicale a domnului Ion Bârcă, în Consiliul Științific Specializat, au parvenit 13 avize semnate de doamna Stella Gheorghiță, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, manager operațiuni de sănătate a Biroului Organizației Mondiale Sănătății în Ucraina, doamna Ludmila Bârcă, doctor în științe medicale, director a Instituției Medico-Sanitare Publice, Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii din Republica Moldova, doamna Luba Neamțu, doctor în științe medicale, vicedirector medical a Instituției Medico-Sanitare Publice, Spitalul Clinic Municipal de copii numărul 1 din Republica Moldova, doamna Diana Spătaru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețanu, Republica Moldova,
domnul Ion Berdeu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Instituția Publică Universitatea Stat Mecinș Farmacie Nicolae Tesimțanu din Republica Moldova, domnul Vasile Sofroni, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Instituția Publică Universitatea Stat Mecinș Farmacie Nicolae Tesimțanu din Republica Moldova. Vreau să menționez că ultimele trei persoane fac parte, sunt angajați ai Departamentului Medicină Preventivă, Disciplina de Epidemiologie. Domnul Constantin Râmiș, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, expert în sănătate publică, proiect Moldoiva-Elețean, viață sănătoasă, Institutul Elețean de boli tropicale și sănătate publică. Domnul Valentin Mâță, doctor în științe medicale, asistent universitar, școala de management în sănătate publică, Instituția Publică Universitatea Stat Mecin și Farmacie Nicolae Tesimțanu de Republica Moldova, doamna Veronica Eder, doctor în științe biologice, master în biologie moleculară, cercetător principal în Institutul de Cercetare a Gripei în numele lui Smorodințăv, Ministerul Sănătății a Federației Ruse, doamna Olga Afanasieva, doctor în științe medicale, șef al Departamentului de Infecție Respiratorie Virale la Copii, Institutul de Cercetare a Gripei în numele lui Smorodințăv din Ministerul Sănătății al Federației Ruse. Totodată mai avem încă trei avize din partea Danielei Dimișcan, domnul Alexei Ceban, Dumitru Capmari, care sunt coordonatori de programe și angajați ai birourilor din Organizația Mondială a Sănătății din Republica Moldova sau biroul regional UNICEF pentru Europa și Asia Centrală. Toate avizele sunt pozitive și confirmă încă o dată importanța, actualitatea temei, metodele de cercetare și analiză statistică, totodată veridicitatea și valoarea rezultatelor pentru știință și practică, perspectivele de evoluție a direcției științifice propuse, menționând în concluzie că lucrarea prezentată pentru susținere corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, iar competitorul merită pe deplin acordarea titlului științific de doctor în științe medicale. Mulțumim! Rog candidatul să se expună pe marginea avizelor înaintate. Le mulțumesc tuturor persoanelor care au și-au dedicat timpul poate liber și m-au onorat cu un aviz a rezumatului tezei. Mulțumesc frumos! Vă sunt profund recunoscător! Mulțumim! În continuare, permiteți-mi să ofer cuvântul consultantului științific al tezei de doctor în științe medicale, doamna Dunos Ala, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, care va caracteriza calitățile personale, dar și profesionale ale candidatului. Onorată asistență și totodată mulțumesc domnului rector pentru ocazia de a prezenta această lucrare în incinta universității. Mulțumesc doamnei Ludmila Mosena pentru posibilitatea de a promova și de a extinde atât supravegherea sentinelă, cât și vaccinarea în Republica Moldova în contextul cărora au fost posibile acest studiu de cercetare. Și vreau să spun că competitorul Bârcă Ion este fructul științific a acestor lucruri și vreau să spun că este un cercetător științific format, matur, capabil ca să să-și planifice scopuri și să identifice acel obiectiv pentru realizarea scopurilor propuse. Este un, ca om este o persoană muncitoare, o persoană perseverentă și foarte responsabilă în tot ceea ce face. Este cu calități umane deosebite, ceea ce ține omenie și cum se cădenie și corectitudine în lucrurile și însărcinările care îi sunt încredințate.
Este un bun familist și își iubește familia și apreciază înalt părinții care i-au dat posibilitate să ajungă la acest nivel. Eu cred că această persoană o să îmi frumusețeze acel buchet de cadre științifice care se perpetuează în contextul de cercetare pe viitor și îi dorim succese și posibilitate de a-și continua cercetările în următoarele etape. Comisiei de Sustenire Publică, în continuare permiteți-mi să ofer cuvântul referențelor oficiali și invit aici doamna Victoria Bucov, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător. Stimată doamna președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimată doamna Ludmila Mosina, onorată asistență, permiteți în primul rând să vă asigur că raportul prezentat aici coincide totalmente cu conținutul tezei, care prezintă un manuscris care m-a redactat la computer, conține 154 de pagini, structura este cea tradițională, în plină conformitate cu cerințele ghidului respectiv. Lucrarea este ilustrată cu 13 tabele și 33 de figuri. Bibliografia include 145 de titluri de literatură actuală și cea tradițională. Structura tezei este tradițională, include introducerea, review-ul literaturii, compartimentul material și metode, două compartimente cu rezultatele personale, discuții, concluzii, recomandări practice, 19 anexe. Tot aici am să spun, am să confirm că în privința publicațiilor, în total au fost 11, două publicații de monoautor și tot 11 au fost cu impact factor inclusiv, și tot 11 au fost prezente la diferite conferințe internaționale și cele naționale. Dacă vorbim despre actualitatea problemei, permiteți-mi doar trei puncte să numesc. În primul rând, infecția cu rotavirus este omniprezentă și, spre deosebire de alte diaree, nu depinde de nivelul sanitar igienic. De aceea este răspândită cât în țările dezvoltate, atât și în cele în curs de dezvoltare. Aici au fost aduse cifre morbidității, asta sunt milioane de cazuri, asta subliniază actualitatea problemei. Doi, preponderent sunt afectați copiii mici până la 3-5 ani și aceasta face problema ca una importantă pentru sănătatea publică. Și punctul 3, am spus că nu depinde de condiții sanitar-igienice, trebuie să căutăm alte activități, alte acțiuni pentru profilaxia acestei infecții, și anume vaccinarea. Da, introducerea vaccinării cere o argumentare foarte și foarte solidă. Dar din aceste trei considerente, tema este destul de actuală. În introducere sunt listate toate informații, inclusiv scopul, care se axează pe evaluarea necesității implementării vaccinului în țara noastră. Scopul este dezvoltat în 5 obiective concrete care au fost aici elucidate în raport. Nu vorbesc în detalii despre fiecare compartiment, în recenzie sunt descrise aceste momente, doar în privința metodologiei
este una foarte argumentată, include studii multicentrice în cadrul activităților chiar și UNISE, și au fost folosite un șir de metode, inclusiv metode epidemiologică, bacteriologică, imunologică, matematică, statistică, prelucrarea a fost datelor obținute, a fost realizată prin utilizarea programelor computerizate și un fapt laudabil că cercetarea a fost multidirecționată. Ca miezul lucrării aș numi studiul de gaz control cu participarea a 488 persoane, care a adus rezultate convingătoare în favoarea realizării imunizării și introducerii vaccinului rotaviral în programul național de imunizări. Nu repet totul ce s-a spus în raport, nu în concluzii. Lucrarea a adus, desigur, că o noutate foarte înaltă, că suplimentează cunoștințele noastre cu date noi în privința infecției rotavirale. Este, desigur, și aport teoretic și practic. Practic foarte evident, pentru că a fost introdus vaccinul în Programul Național de Imunizări. Foarte actuală și importantă este evaluarea posibilității laboratorilor de participat în supravegherea epidemiologică și controlul infecției cu rotavirus și totodată depistarea diferitor genotipuri, răspândirea diferitor genotipuri. Asta ne permite de făcut concluzii și în țara noastră și de comparat situația cu alte regiuni. În concluzie, aș vrea să spun că lucrarea, cercetările la compartimentul optimizării supravegherii și controlului infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării este o lucrare finisată, științifică finisată. Este o lucrare care a adus un aport teoretic și cel practic. Și autorul, desigur că este de mult este capabil să fie doctor în medicină. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne Greta Balan, doctor habilitat în știință, conferențiar de conferința. Mulțumesc, doamnă președinte, mi-e stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Deci, teza elaborată de domnul Ion Bârcă, indiscutabil că abordează un subiect foarte actual, deoarece bolile de reice acute rămân a fi o problemă majoră de sănătate publică prin mortalitatea și morbiditatea înaltă deci, pe care o dezvoltă la copii, în special sub vârsta de 5 ani. Deci, dacă ne referim la datele prezentate de Organizația Mondială a Sănătății, deci, se estimează că în jur de 700 de milioane de copii dezvoltă boli de reice acute la nivel mondial, dintre care peste 500 de mii decedează din cauza infecțiilor cu rotavirus. Dacă până nu de mult în etiologia infecțiilor sau bolilor de reice acute predominau bacteriile,
în ultimul timp se atestă un viraj spre etiologia virală a acestor infecții. Deci, conform ultimelor estimări, bolile diareice acute sunt, sau factorul etiologic viral în bolile diareice acute reprezintă în jur de peste 80%. Ceea ce ține de infecțiile provocate de rotavirus, de asemenea, cum și-a menționat doamna profesor, nu ține de gradul de dezvoltare sau economic a unei țări, fiindcă aceste virusuri sunt implicate în maladii gastroenterale severe, cu deshidratare severă la copiii sub 5 ani, atât în țările dezvoltate economic, cât și în țările de tranziție. Astfel, din cele menționate, deci vreau să argumentez că studiul efectuat de domnul Bârcă este actual, important și este binevenit. Consider că tema de cercetare și obiectivul care a fost selectat prezintă interes atât din punct de vedere practic, cât și din punct de vedere teoretic. Deci, realizarea tezei de doctor în științe medicale a pornit atât de la o analiză a bazei teoretice existente în acest domeniu, cât și de la un scop și obiectivele care au fost bine definite, realizarea cărora indiscutabil că a dus la finalizarea cu succes a acestei etape de cercetare. Deci atât realizarea scopului principal, cât și a fiecărui dintre obiectivele formulate pot fi urmărite cu ușurință în structura rezultatelor în capitolele 3 și 4 ale tezei. Îmi permiteți să nu mă opresc la descrierea fiecărui rezultatelor din capitole, deoarece au fost detaliat prezentate de către pretendent, dar vreau să menționez că succesul acestei lucrări este susținut și de combinarea armonioasă a studiilor epidemiologice, imunologice, microbiologice, cât și a utilizării instrumentelor de analiză a datelor primare. Rezultatele cercetărilor indiscutabil că vor fi utilizate deci în procesul de instruire, atât deci în programul universitar, cât și post-universitar. De asemenea, rezultatele acestui studiu vor sta la baza argumentării profilaxiei infecției cu rotavirusul prin dovadă științifică obiective a eficacității clinico-epidemiologice a vaccinului. Deci, toate aspectele care au fost listate în teză au fost publicate în, sau au fost reflectate în publicațiile deci efectuate de pretendent și menționez că toate publicațiile prezentate sunt strict la tema tezei și reflectă diferite aspecte ale cercetărilor prezentate în teză. Materialele tezei au fost raportate la diverse forumuri științifice naționale și internaționale și ceea ce ține de noutate și originalitatea tezei, sigur că asta este incontestabil. Și în concluzie vreau să menționez că teza de doctor în științe medicale elaborată de domnul Bârcă, intitulată Optimizare, supraveghere și controlul infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării, prezentată pentru susținerea publică la specialitatea 331.01 epidemiologie, după complexitatea problemei abordate, nivelul de realizare a scopului și obiectivelor propuse, maturitatea analizei rezultatelor și concludenței formulării concluziilor intermediare și generale, valoarea științifică și aplicativă incontestabilă, potențialul și de valorificare a rezultatelor cercetărilor, corespunde totalmente titlul științific solicitat și domnul Bârcă Ion merită conferirea titlului de doctor în științe medicale. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Vom presupune candidatul la titlul științific pentru a se expune pe marginea avizelor recenzenților oficiale. Mult stimată doamnă profesor Victoria Bucov, mult stimată doamnă doctor habilitat
în științe medicale, Greta Balan. Vă mulțumesc din suflet pentru timpul și efortul care l-ați dedicat evaluării tezei mele. Apreciez și evaluarea dumneavoastră, sunt extrem de valoroase pentru mine și pentru apogeul în domeniul meu. Sunt recunoscător pentru opiniile dumneavoastră constructive și pentru că ați contribuit la îmbunătățirea calității lucrării mele. Mulțumesc din nou pentru contribuția dumneavoastră la acest moment important din parcursul meu academic și profesional. Mulțumim! Și acum trecem la discuții și ofer cuvântul tuturor celor care doresc să se expună pe marginea valorii științifice a tezei, rezultatele obținute, valoarea aplicativă, importanța și impactul asupra sistemului de sănătate publică. Și înainte de a invita aici din cei care doresc, aș vrea în primul rând să ofer cuvântul doamnei Ludmila Moisena, care este doctor în științe medicale și expert în maladiile prevenibile prin vaccinare și reprezintă biroul regional al Organizației Mondiale a Sănătății. Спасибо большое. Вы извините, я буду говорить по-русски, я не умею говорить на румынском языке. Во-первых, я хотела поблагодарить доктора Иона Бурку и уважаемый президиум за то, что вы пригласили меня принять участие в сегодняшнем заседании в презентации результатов тезисов вашей работы. Я поняла многое, но не все. Извините, если я буду повторять, что уже было сказано. Мне бы хотелось искренне поздравить вас с очень важными, интересными, высоко результатами вашей работы, с высоким научным уровнем проведенного исследования и поздравить вас с теми результатами, которые вы презентовали вашего исследования. И мне бы хотелось, может быть, подчеркнуть важность тех данных, которые вы получаете в Молдове по эпиднадзору за ротавирусной инфекцией, по вакцинации за ротавирусом, не только на уровне вашей страны, но и на уровне региона и глобально, и в целом во всем мире. Потому что в 2008 году, когда мы начинали, одна из первых стран, с которыми я стала работать в регионе, я только пришла в ВОЗ, была Молдова, и мы приехали сюда обсуждать внедрение ротавирусной вакцины, и тогда мы поняли, что у нас недостаточно данных о бремени заболевания не только в Молдове, но и во всем субрегионе. И эти данные были в других странах, в других регионах мира, которые трудно было сопоставить с нашими странами. И тогда я была очень впечатлена высоким профессиональным уровнем и экспертизой экспертов национальных. И тогда была установлена очень быстро система эпиднадзора, и она реализовалась, она была одной из лучших из всех стран, с которыми мы работали. И тогда эта система эпиднадзора доказала нам, что 35-40% всех с диареей тяжелых, которые потребовали госпитализации у детей до 5 лет, были вызваны ротавирусом. И эти данные позволили тогда Министерству здравоохранения принять информированное решение и внедрить вакцину. И потому что в Молдове была такая замечательная система эпиднадзора, вы тогда, как страна, смогли продемонстрировать, что случилось с ротавирусной инфекцией после внедрения. И вот это огромное воздействие вакцинации на время заболевания, о котором сегодня говорил доктор Пырко, и эти данные, опять же, они имели значение, конечно, для Молдовы, но и для нашего региона. Потому что те данные, которые вы получили в Молдове, стали стимулом и причиной, почему ротавирусную вакцину включили в календарь вакцинации и в других странах. И поэтому я знаю, что данные по Молдове уже публиковались во многих научных журналах. И я бы хотела поощрить вас продолжать публикацию вот этих новых данных, которые вы получаете, потому что они будут важны как для вас, так и для других стран в мире, потому что не каждая страна смогла выполнить систему эпиднадзора на том уровне, на котором вы ее выполняли.
и не у каждой страны были такие данные, и они поэтому будут важны для всех. Но что бы мне еще хотела сказать, я бы хотела пожелать, чтобы вот эти данные, такие важные, также стали доступны как можно больше медицинским работникам здесь, в Молдове, и врачам общей практики, и врачам-специалистам, и руководителям лечебно-профилактических учреждений, потому что вакцинация прошла очень успешно. В Молдове особенно, что было потрясающе в результате исследований, что здесь проводились, было доказано вот это эффект коллективного иммунитета, когда вы тогда привили только детей до года, а заболеваемость снизилась также у детей более старшего возраста, которых мы защитили непрямым способом, потому что эти дети не заражались. И поэтому высокий охват вакцинации особенно важен. И вот ваши данные, которые продемонстрируют, во-первых, что это серьезное заболевание, которое не всегда правильно оценивают родители и, может быть, врачи, которые не все знают. И то, что вакцинация действительно приводит к значительному снижению заболеваний, которые являются тяжелыми, которые могут привести к госпитализации, а если не оказано лечение к смертельному исходу, они будут предотвращены. Поэтому мне хотелось еще раз вас поздравить с замечательной работой, поздравить страну с успешной реализацией программы вакцинации по ротавирусу, с возможностью продемонстрировать воздействие вакцинации на бремя заболевания и пожелать вам сделать еще один последний дополнительный шаг, чтобы действительно достичь очень высоких показателей охвата, чтобы все дети имели равный доступ к этой пользе, к вакцине, которая предотвратит тяжелое заболевание, и для того, чтобы вот этот эффект коллективного иммунитета мы могли использовать в полной мере. Еще раз поздравляю. Спасибо большое за это предоставленную возможность. Спасибо большое за вашу поддержку и за ваши слова. Для нас очень важна поддержка Всемирной организации по здравоохранению и, конечно же, те политические внедрения или политические десантайт публика, декарили реализуем сигур кадифи и каридату бинан конкорданции кури командирли организации мандиали санатетии. Стимати колеги, врок фумос чиня дорешли са се експуна епимаджиня валории științифиче а тезии, după care continuăm cu expunerea din partea membrilor Comisiei de Susținere Publică. Doritorii, cine doresc? Probabil că Agenția Națională pentru Sănătate Publică, da. A, doctor habilitat. Cei care dau întrebări, trebuie să spui ceva. Da. Dumneavoastră ați spus primul. Doamna președinte, onorați membri a Consiliului Științific, onorată asistență. Îl cunosc pe domnul doctor ca student, ca rezident, ca tânăr medic, ca tânăr cercetător și am fost martor la toate etapele lui de creștere. Dar cel mai bine îl cunosc că a fost vecinul meu scară, apartament în apartament și am văzut cum cresc aceste odrasle și vreau să spun că succesul de azi, Ion, a susținut o teză. Felicitări, doamna doctor, mă tai susținut trei teze. Greutățile care au fost pleacă. Da? Uite, mare avere. Asta e mare avere. Aveți trei copii frumoși și eu de multe ori stau și mă gândesc că azi foarte rar familii care au curajul să meargă la a doilea copil. Da, aici sunt trei. Unul mai frumos ca altul. Felicitări. Felicitări lui Ion Cuteza, felicitări dumneavoastră cu familia, că dacă nu dumneavoastră nu l-aș fi susținut, nu știu dacă așa de repede Ion avea să meargă în sus pe scară. Mă bucur de familia voastră, de succesele voastre, mă bucur de succesul lui Ion. El e un băiat foarte muncitor în toate cele, deci pot să, ca martor, și în casă, și afară, și la lucru. E un gospodar cu semnul calității. În ce privește teza? Tema e destul de actuală, cu toate că e foarte complicată. Zic că în pofida la aceasta a fost o
un lucru intersectorial, așa să zicem, interdisciplinar. Și uite, lucrul ăsta a dat, cum a spus doamna Dănuț, a dat un fruct. Adică de azi, medicina se completează cu un fruct curajos, tânăr, puternic, și mai important, că Ion deja este un savant de sine stătător. Zic, au fost foarte bine apreciat scopul și obiectivele, tema e realizată conform obiectivelor și bucur faptul că în ultimul timp tot mai des savanții au grijă ca concluziile și recomandările să corespundă obiectivelor. Lucrul ăsta s-a realizat. Eu socot că teza este finalizată. Iar domnul Ion Bârcă, zic, vine cu un nou aport în supraveghere etimologică. Nu degeaba i-am dat întrebare, eradicăm sau nu eradicăm? Adică, până ce optimizăm, și așa e corect, până ce optimizăm, cu eradicarea mai evident. Cu toate că e foarte greu, dar și în bază și la această teză, sunt convins că Ministerul Sănătății, Agenția Națională, se vor aprecia strategiile viitoare, anume în privința acestei infecții care face încă ravagii în privința morbidității și mortalității prin rotavirus. Felicitări conducătorilor, consultantului, felicitări recenzenților. Azi am avut doi recenzenți, când s-a bucurat inima. E așa, în primul rând, o demonstrat, cunosc problema fundamental, dar a doilea, cunosc teza fundamental. E o memorie perfectă, felicitări și vouă și pentru lucru care l-ați făcut. Și felicit Agenția Națională, colegii care l-au ajutat pe Ion la toate etapele. Nu în ultimul rând, familie de care am vorbit, care mă bucur foarte mult, personal. Ați văzut ce a făcut tata azi? Așa să voi să faceți. Mulțumesc! La revedere! Mulțumesc! Domnul Octavian Sajan, doctor în științe medicale. Bună ziua, stimată doamnă președinte, stimați membri, Consiliul Științific Specializat, stimată audiență. Deci, după cum remarca anterior domnul profesor, într-adevăr, dacă deja am pus o întrebare, trebuie să vedem și un cuvânt de susținere pretendentului la acest moment, încă la acest moment. Așa că eu am să încep de un pic așa de istorie vorbim, cu un an în urmă, când pentru prima dată Ion s-a adresat la mine în calitate și cu rugăminte de a fi președinte Comisiei de Verificare a Materialelor Primare. Și ulterior am avut și careva, m-a rugat să fiu și la Consiliul Științific să-i fac o referință la teză, la care am nimic careva sugestii și recomandări. Ce vreau eu să remarc între timp? Eu între timp văd o dinamică foarte, foarte pozitivă a tezei și văd un material absolut schimbat și foarte, foarte mult lucrat. Deci eu remarc o creștere enormă în decursul acest an de asta și ziceam ca să vin cu oarecare repere istorice. Mai mult ca atât vreau să-l felicit pe Ion pentru insistența, tenacitate și, am să zic, în sensul cel bun pentru încăpățânarea pe care a dat dovadă. Crede-mă, Ioane, că trăsătura asta este necesară uneori, mai ales în lucrul nostru, și e binevenit că ai dat dovadă de ea și chiar pentru asta te felicit. Și desigur, nu în ultimul rând, te felicit pentru teza și pentru volumul enorm de lucruri pe care l-ai realizat pe parcursul acestui an. Îmi dau seama că nu a fost ușor, a fost destul de dificil, dar se vede că te-ai călit și ai făcut față la toate încercările care au fost pe parcurs. Și, la urmă, așa cu o mică concluzie, am să zic da, așa Ion, da, felicitările mele și după mine, felicitări cu teza susținută, deși etapa o să fie peste câteva minute, ceva mai târziu, dar de la mine ai deja felicitări. Mulțumim. Mai dorește cineva? Da. Domnul Fortuna Nicolae, șeful direcției maladii prevenibile prin vaccinare, tamam, de curând de trei. Mulțumesc mult, doamna președinte, stimați membri Consiliului, stimați colegi, onorată ședință familiei. Eu obișnuiesc să-i zic așa mai în privat Ionic, pentru că poartă numele și băiatul meu. Sau băiatul meu poartă numele, nu mai știu. El e mai mare, înseamnă că el e inițiator. În primul rând vreau să vă zic că ați văzut o teză muncită. Ați văzut o teză muncită cu date, dacă vreți, unicate,
pentru că vorbesc și de faptul că probele au fost selectate și secvențiate în laboratorul de referință din Minsk, care este laboratorul de referință al Organizației Mondiale a Sănătății. Și Ion Bărcă a crescut, s-a materializat și a evaluat profesional pas la pas cu teza. Cât cam de atunci se începe epopeia. De când s-a început supravegherea, ulterior implementată vaccinarea, și atâta el a mers pas cu pas și a ajuns astăzi aici ca să prezinte rezultatele. Este tema una actuală sau nu? Eu consider că dacă ține de sănătatea copiilor și de reducerea suferințelor copiilor, este una din cele mai actuale teme. Pentru că vaccinarea profilactică a demonstrat cu lux de amănunte ce povară s-a redus pe seama spitalelor și pe seama suferințelor copiilor. Eu țin minte până la implementarea vaccinărilor, era un grad de complexitate a cazurilor clinici cu deshidratare, cu exicoză, toxicoză până la 80% cazuri. Și toți copiii ăștia impuneau spitalizare obligatorii pentru a-i soluționa starea de sănătate. De ce? Teza este una actuală și una care corespunde rigorilor zilei de astăzi. Dar eu mai puțin despre asta vreau să vorbesc, eu vreau să spun că este o onoare, pentru că este rodul muncii nu doar a unei instituții. În primul rând este, vorbim de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, un colectiv și o secție dedicată și nu doar o secție, noi vorbim de minimum 3 subdiviziuni din cadrul agenției, parte de supraveghere, parte de laborator și profilaxie specifică, unde mai pui pleada de cliniciști care au atitudine la această infecție, deci este o infecție care implică mai mulți profesioniști din domeniul sănătății publice. Este onoare pentru noi, mai avem un, cred eu, și aproape că sunt convins în conductor în medicină, în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și în cadrul direcției, de unde venim toți și de unde se află marea majoritate. Deci, felicitări pentru toată lumea, felicitări, Ioane, pentru tine. Eu cred că domnul profesor Bărnăler laudă psihicoare că au 3 copii în sus, fiindcă și dânsul e cu 3. Și eu cred că dacă ai finalizat teza, ți-ai mai venit în fire, e momentul să mai faci și o fată. Oare? Știu. Dar și 2-2. Să mai faci și o fată. Și vreau să vă zic părinților că e un băiat cum scade, e un băiat care corespunde tuturor rigorilor. Și ca om, și ca profesionist, și ca coleg, și nu doar. Deci eu bucurați-vă de el, pentru că este investiția cea care niciodată nu falimentează, și ea câte o, cu urmașii și voi, domnul profesor, vă zic, dacă ați învățați ca tata, ați pățiți ca tata. Felicitări pentru toată lumea, la mai mult și la mai mare. Cuvântul se oferă candidatului la titlul științific pentru a mulțumi, probabil că, celor care au vorbit, după care mergem la membrii științifici, membrii seminarului. Eu vă mulțumesc pentru laudele, pentru susținerea și, în ultimul rând, aportul fiecărui din dumneavoastră care m-au ajutat să ajung și să obțin rezultatele scontate și care astăzi le-am prezentat. Vă mulțumesc din suflet, vă rămân profund recunoscător. Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, în urma celor expuse, rezultatele cercetării, referenții oficiale la fel s-au expus. Cei prezenți și-au expus opinia. În acest context, rog fiecare din dumneavoastră să se expună pe marginea valorii științifice și rezultatele obținute de către candidat. Și ofer cuvântul doamnei Stasie Ecaterina, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Doamna Ecaterina, ne auziți? Vă aud foarte bine. Da, poftim. Vă felicit. Mult stimat președinte, mulți stimați membri a seminarului științific, stimați competitori, stimați participanți,
Deși la nivel mondial au fost depuse eforturi semnificative pentru promovarea medicinii bazate pe dovezi, și mă auziți? Da. Și implementare pe scară largă a ghidurilor pentru diferite patologii, prevenirea multor infecții, rămâne o problemă majoră de sănătate publică, fiind și în prezent o cauză importantă de morbiditate și mortalitate prin boli infecțioase, la nivel global. De ce răspândirea generală a infecției cu rotavirus, chiar și în condiții de standard de igienă ridicată, indică un nivel ridicat de transmitere a acestui virus? De aceea nu mă repet la toate obiectivele, dar scopul care a fost cercetarea eficienței vaccinării rotavirale pentru optimizarea supravegherii epidemiologice și controlul infecției cu rotavirus sunt actuale și se argumentează cercetarea aceasta. Prin studierea particularităților genotipice ale virusului rotaviral au fost identificate și evaluate ponderea tulpinilor rotavirale în contextul global a infecției, fiindcă infecțiile se schimbă, genotipul se schimbă și desigur că o să fie o încadrare foarte importantă de a emite alte vaccinuri mai complexe. Astfel consider că, ținând cont de volumul care a fost efectuat, că teza domnului Bârcă, optimizarea supravegherii și controlul infecției cu rotavirus, bazată pe implementarea vaccinării, realizată sub conducerea conducătorului științific, regretatului doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician Academiei Științe din Moldova, om emerit Constantin Spinu, și consultantului științific, doctor habilitat în medicină, profesor universitar Ala Donos, prezintă un studiu științific finalizat în care se conține soluționarea obiectivelor actuale. Lucrarea, prin actualitatea sa, inovația științifică, importanța teoretică și practică, obținută prin rezultatele veridice, expunerea materialului publicat în numeroase surse de către competitor, corespunde în total cerințelor ANACEC și corespunde tezei de doctor în științe medicale. Iar autorul Bârcă Ion merită conferirea gradului de doctor în științe medicale la specialitatea 33101 epidemiologie. Vreau să felicit competitorul, conducătorii și cei implicați, toată medicina publică, tot serviciul public știu că au fost implicate. Eu vă felicit cu așa date și sper că în viitor o să mai auzim despre cercetările dumneavoastră atât de importante. Eu vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Stasiu! Cuvântul se oferă domnului Emil Nicanatol, doctor în științe medicale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, astăzi am avut onoarea să audiem o teză bine punctată, bine perfectată, dar aș vrea să încep Oleg Hriberos. Уважаемые коллеги, это так совпало. Никто это заранее не планировал, что у нас в гостях оказалась госпожа Людмила Мосина, потому что она стояла у истоку и в начале внедрения вакцины против ротавирусной инфекции в Республике Молдова. Она патронировала страну специалистов на всех этапах оценки ситуации по ротавирусной инфекции. Она помогла в внедрении вакцины, проведение оценки первичных результатов внедрения вакцины в практику. И сегодня, на этой неделе, она опять у нас. Цель ее – это выяснение причин, почему еще охват вакцинации против ротавирусной инфекции не находится на должном уровне во всех административных территориях страны. Спасибо, Людмила, большое за поддержку и оказанную помощь на протяжении многих лет.
Извините, пожалуйста, но я думаю, что мне хотелось бы. Большое спасибо, доктор Анатолий Мельник. Но поверьте мне, мы можем оказывать такую поддержку всем странам. То, чего достигли вы в Молдове, это заслуга тех специалистов, которые здесь работают. Таких как доктор Ленберка, как его научный руководитель, таких как люди, которые работали во всех стационарах, которые установили и выполняли, в Министерстве здравоохранения, который поддерживал, и в национальном центре, и в региональных центрах общественного здоровья, которые выполняли эту огромную, тяжелую работу, потому что это кажется, что легко выполнить эпиднадзор. Но мы знаем, каково это было собрать пробу водянистого стула у детей 2-3 месяцев. Мы знаем, как сложно было их сохранить, доставить в лабораторию. Великолепные лабораторные специалисты – это полностью достижение вас, страны, которым вы очень можете гордиться. И выросла плеяда, как я поняла, научных сотрудников, которые использовали эти данные для того, чтобы выполнять научные исследования на очень высоком уровне, так как это исследование, которое нам презентовал доктор Ион Бырку. И как я еще раз хочу повторить, что ваши результаты имеют значение для страны, для региона и на глобальном уровне. Вы извините, доктор Мельник, но мне бы хотелось... Людмила Мосина помогала всем странам, но не все страны достигли того, что достигла Молдова. Я желаю вам дальнейших успехов. Спасибо. Спасибо большое, Людмила. Da, acum mai aproape de obiectul discuțiilor de azi. Da, eu cu deosebit plăcere am făcut cunoștință cu... am studiat conținutul fizic, conținutul referatului științific. Am văzut aceste materiale la o etapă mai anterioară și vreau să sunt pe domnul Octavian că a fost făcut un pas gigantic, înainte spre perfectarea și consolidarea tuturor rezultatelor care au fost obținute. La etapa premergătoare erau rezultate, erau date, erau tabele, dar nu era o consolidare, cum se cere pentru lucrare științifică. Scopul este definit de vat și realizat, obiectivele sunt atinse, lucrarea o consider că este finalizată și aș vrea spun că eu cred că o să fie susținută conferirea domnului Ion Bârcă a gradului științific de doctor în științe medicale. Dar, Ioane, nu te bucura. Ce aici a spus domnul doctor Bagnarel, mai vezi tu acolo cu ce se întâmplă cu familia. Dar să nu te oprești la ce e, la ce ai ajuns, mergi mai departe. Mergi mai departe că în infecția tolerală mai este mult de lucru. În primul rând, dacă vaccinarea e implementată în toată țara, diagnostica, laborator, nu oprești așa mai departe, este încă câmp de muncă și de realizare. Dacă dorești să iei altă tematică, altă infecție din grupa bolilor de reacție acute, cum ar fi norovirusul sau altceva, poftim, o să fie salutare din partea, cred că, opiniei științifice a țării. Mulțumesc și felicitări! Laura Țurcan, doctor în științe medicale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Mulțumesc! Stimată doamna președinte, stimată secretară, stimată doamna Ludmila Mosina, oaspetele de astăzi, onorată asistență. Astăzi este un lucru frumos, mare, realizat pentru doctorantul Ion Bârcă, a mers cu pași, a înaintat foarte mult, adevărat, de la etapa precedentă. Este o temă foarte importantă, o temă
perfect realizată, este o temă cu o importanță foarte mare, științifică și practică, pentru sănătatea publică. Sperăm că toate aceste rezultate obținute în urma acestei lucrări vor suplimenta cunoștințele practice și științifice pentru toți colaboratorii științifici, pentru toți practicienii. În rezultatele care au fost obținute și recomandările care sunt efectuate pentru toate nivelele, sperăm la o colucrare bună și la o abordare practică. În final vreau să spun că domnul Ion Bârcă merită, în primul rând teza merită deja o apreciere și o acordare a titlului pentru Ion Bârcă și felicitări pentru conducătorul regretatul, da, domnul Spânu, pentru conducătorul consultatul științific, pentru toți membrii care au fost susținuți, echipa care a lucrat de mână la mână cu Ion, felicitări familiei și pentru Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cu o persoană nouă care este doctor, va fi doctor în științe medicale. Felicitări! Doamna Guțu-Lumuța, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Destinița. Mulțumesc frumos! Vreau să vă spun că, de fapt, sunt foarte mândră să fiu parte componentă și membru al Consiliului Științific Specializat, care astăzi discută, da, și asistă la prezentarea publică a rezultatelor unui studiu foarte important aplicat în Republica Moldova de peste 10 ani zile, da, cum a, care este, de fapt, o abordare multidisciplinară și multidimensională a stării de sănătate publică a copiilor prin boala diaree acută și infecția produsă de rotavirusuri. După cum a fost și menționat și în literatura internațională, dar și de reprezentanții Consiliului Științific, a invitațiilor la ședința de astăzi, rotavirusurile sunt și reprezintă un factor foarte important din aspect atât clinic cât și epidemiologic, implicat în sănătatea copiilor și respectiv în sănătatea publică. Este descris faptul că rotavirusurile produc de fapt 95% din toate bolile de rece acute la copii cu vârsta de până la 5 ani. Asta ar însemna că fiecare copil la nivel mondial, indiferent de nivelul de dezvoltare a statului de care provin, cel puțin odată s-au întâlnit, s-au confruntat cu acest agent cauzal, pe de o parte, și din aspectul clinic este foarte bine cunoscut impactul diareei acute produse de rotavirus, mă refer aici la deshidratarea, și rezultatul acestor diarei care a plasat infecția produsă de rotavirus în cele 5 cauze de deces a copiilor la nivel global. Reșind din acest fapt și din cele menționate de oaspeții ședinței de astăzi, care au afirmat că sănătatea copiilor este un factor foarte important, nu doar pentru societatea noastră, dar și pentru populația globală. Desigur că teza care a fost prezentată astăzi pentru discuții este una foarte și foarte importantă. Iar aspectul imunizării, da, reprezintă acel rezultat foarte bine implementat la nivel de țară față de anii precedenți, odată cu implementarea sistemului de supraveghere de sentinelă în Republica Moldova. Deci, reieșind din acele expuse anterior, vreau să mă expun în susținerea pretendentului la titlul de doctor în științe medicale, subliniind că teza este una foarte actuală și de una importanță majoră atât pentru comunitatea științifică cât și pentru sănătatea publică, iar
pretendentul la titlul de doctor în științe medicale își merită această poziție. Eu vă mulțumesc pentru cuvânt, pentru onoarea acordată și vă doresc succes în continuare dumneavoastră. Felicit Agenția Națională pentru Sănătate Publică și în genere toată comunitatea epidemiologilor din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Mie îmi revine o sarcină mai ușoară, eu trebuie să recapitulez tot ceea ce a fost menționat. Dar permiteți-mi să menționez că astăzi aici trebuie să vorbim despre noutatea științifică, valoarea științifică și valoarea aplicativă. Sigur că atunci când vorbim despre noutatea științifică, cu siguranță este ceva nou pentru Republica Moldova, pentru că vorbim despre un vaccin care a fost introdus relativ recent, comparativ cu alte vaccinuri și respectiv la o etapă oarecare este necesar să evaluăm eficacitatea măsurilor implementate. De altfel, atunci când vorbim despre sistemul de supraveghere epidemiologică, vorbim despre colectarea datelor pentru acțiuni. Și iată, una din etape este evaluarea eficacității acelor măsuri pe care noi le implementăm la nivel de țară. Și sigur că aici specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică sunt cei care recomandă și aceste măsuri sunt aprobate de către Ministerul Sănătății, ulterior implementate la nivel de țară. Dar orice măsură care este implementată este necesar să fie argumentată din punct de vedere științific. De aceea, rezultatele care astăzi au fost prezentate, cu siguranță, au o valoare științifică, pentru că în ulteriorul program național de imunizare este necesar să argumentăm inclusiv includerea vaccinului contra infecției rotavirale. De ce este necesar? Pentru că sunt multe abordări, sunt multe întrebări și cunoașteți foarte bine că subiectul vaccinării este unul foarte discutat, este foarte mult cu foarte multe contraindicații și cu foarte multe abordări contra vaccinării. Și iată, sigur că aceste rezultate vin cumva să ne ajute pentru a veni cu acele evidențe bazate pe dovezi, că anume datorită vaccinului astăzi morbiditatea prin infecția rotavirală s-a redus. Și avem un argument foarte făcând comparație cu ceea ce se întâmplă în Transnistria, care nu face vaccinarea. Și iată la ce putem să ajungem. Da, nu avem poate situația reală, pentru că, într-adevăr, este o subdiagnosticare. Avem acea problemă majoră ce ține de infecțiile sau boli diareice acute, de etiologie nedeterminată. Noi nu cunoaștem care este numărul real, dar acel număr pe care îl cunoaștem sunt, de fapt, acei copii care au manifestat forme mai complicate, forme care au necesitat spitalizare și noi, de fapt, vedem acel vârf din totalul de cazuri care ar trebui să fie înregistrate oficial. De aceea, această cercetare a venit cu niște rezultate importante care ne ajută să argumentăm din punct de vedere epidemiologic, din punct de vedere științific, vis-a-vis de necesitatea continuării acestei vaccinări. Pentru că astăzi se discută de ce avem nevoie de vaccin contra infecție rotavirală, dacă termenul de administrare este foarte scurt, pentru că deja la 2 ani nu mai are rost să administrăm acel vaccin, iar copiii la grădiniță merg când? De la 2 ani, la 3 ani, când deja riscul de contaminare este mai mare și riscul de contaminare este mai mic atunci când copilul stă acasă. De aceea, aceste date ne ajută să argumentăm necesitatea inclusiv și a copiilor care stau acasă și a fost menționat și de doamna profesor Bucă Victoria vis-a-vis de faptul că infecția rotavirală nu este determinată de condițiile igienice, dar sunt alt factori care sunt implicați în transmiterea infecției rotavirale. Tot aici vreau să menționez aspectul de complexitate, de abordare multidimensională în aspect de cercetare vis-a-vis de capacitatea laboratorului în diagnosticare, pentru că iarăși din nou la întrebarea de ce noi nu diagnosticăm,
candidatul vine cu un răspuns vis-a-vis de capacitățile laboratorului în diagnostic, în diagnosticare și de a pune diagnosticul respectiv, vis-a-vis de problemele ce țin de resursele umane, dar și probabil de metodologia utilizată în laboratoare. Un alt aspect, cercetarea vine cu... De fiecare dată când vorbim despre o cercetare, este necesar să evidențiem alte direcții de cercetare. Și aici probabil că este necesar să evidențiem alt aspect de cercetare ce ține de cunoștințe, aptitudini și practici ale lucrătorului medical, dar și a populației vis-a-vis de vaccinul contra infecției rotavirale, care ar permite să identificăm niște strategii de comunicare cu populație, de promovare a necesității vaccinării contra infecției rotavirale. Acestea fiind spuse, vreau să felicit tot cei care au participat la și au adus suportul în realizarea acestei cercetări, în special candidatului pentru munca depusă și pentru aceste rezultate reușite. Și, într-adevăr, aici vreau să menționez, comparativ cu ceea ce a fost la etapele precedente, astăzi asistăm la niște rezultate net mai bune decât cele care au fost prezentate la prima sau a doua etapă. Toate recomandările care au fost propuse au fost luate în considerație, ca astăzi să vedem un material mult mai îmbunătățit și care ne permite să luăm acea decizie ca și membri ai Consiliului Științific Specializat vis-a-vis de oferirea titlului de doctor în științe medicale, care urmează să fie discutat și aprobat de către membrii Consiliului. La fel vreau să aduc felicitări și conducătorului științific, regretatul domnul Constantin Spânu, care astăzi, din păcate, nu este cu noi ca să se bucure de acest final frumos și mult așteptat din partea candidatului la titlul științific, consultantului științific pentru efortul depus și a duce astăzi împreună cu candidatul aceste rezultate frumoase. Și sigur că aceste rezultate nu sunt doar pentru Consiliul Științific, dar sunt pentru întreg sistem medical, sunt pentru inclusiv acele recomandări care le faceți, sunt pentru toate nivelele, ca să nu se oprească aceste rezultate astăzi aici în sala respectivă sau în acel manuscris pe care le-ați prezentat, dar să fie implementate la toate nivelele ca să realizăm fortificarea sistemului de supraveghere epidemiologică în infecția rotavirală. Eu mulțumesc și doresc succes în continuare. Și acum cuvântul se oferă candidatului pentru a se expune. Ca să nu tergiversez, dar tot procesul, vă aduc sincerele mele mulțumiri și plecăciuni în fața dumneavoastră și vă rămân profund recunoscător. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Pur și simplu, așa de multe mulțumiri. Nu, dar cum crezi tu? Eu mă pătrâng să am chestia. Permiteți-mi să ofer cuvântul doamnei secretar științific pentru a da citire proiectului de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoare științifică și practică a rezultatelor obținute în teză și la conferirea titlului științific. Mulțumesc, doamna președinte. Am vrut să mă consult cu membrii Consiliului, cu dumneavoastră, în primul rând, și oaspeții, dacă este necesar de a citi toată hotărârea sau o să mă opresc doar la concluziile care vin din... Concluzii, da? Mulțumesc frumos. De acord? Da. Mulțumesc frumos, deci onorată asistență. Permiteți-mi să dau citire doar concluziilor Consiliului Științific Specializat, care ies din noutatea științifică a cercetării, problema științifică soluționată, semnificația și valoarea aplicativă a tezei, gradul veridicității științifice și a recomandărilor practice, care au fost evaluate astăzi, da, și respectiv am trasat trei concluzii din toate cele expuse pe marginea tezei de doctor în științe medicale. Respectiv, teza domnului Unbârcă, de doctor în
de doctor în științe medicale, optimizarea supravegherii și controlului infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării, este un studiu complex, realizat metodologic corect, posedă importanță atât teoretică cât și practică. Postulatele esențiale ale tezei au fost expuse în mod suficient atât în rezumatul cât și în lucrările științifice publicate de către pretendent. Iar teza domnului Bârcă Ion cu tema Optimizarea supravegherii și controlului infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării corespunde completamente cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, înaintate către tezele de doctorat în conformitate cu prevederile regulamentului de funcționare a Consiliului Științific Specializate și de conferire a titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumim. În continuare, noi mergem în conformitate cu regulamentul vechi, de aceea vă rog membrii Consiliului Științific Specializat să ne retragem alături pentru a vota hotărârea de guvern, dar inclusiv și conferirea titlului. Stimați membrii Consiliului Științific Specializat, stimați oaspeți, permiteți-mi să dau citire procesului verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat de 331.01.24.9, specialitatea 331.01 Epidemiologie, Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețeanu, în vederea conferirii titlului științific de doctor în științe medicale domnului Bârcă Ion, în baza susținerii publice a tezei de doctor la specialitatea 331.01 Epidemiologie cu titlul Optimizarea supravegherii și controlului infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării, au fost prezenți la vot 5 membri ai Consiliului Științific Specializat. S-a votat pro 5 membri ai Consiliului Științific Specializat, contra 0. Doamna Ecaterina Stasi a votat online. Așa, da. Așa, da. Acestea fiind spuse, permiteți-mi să felicit domnul Ion Bârcă pentru rezultatele prezentate și pentru conferirea titlului de doctor în științe medicale, dar sigur că asta deja decizia NCEP-ului. Consiliul Științific Specializat confirmă oferirea acestui titlu și acum vă oferim cuvântul de închidere. Dar l-am votat, nu? Votăm procesul verbal deschis. Cine este pentru? Cine este pentru? Consiliul Științific Specializat, membrii, doamna Ecaterina, da? Toți pro. Toți sunt pro. Da. Mersi. Cuvântul îi se oferă candidatului. Mult stimați domnilor profesori, stimați colegi, onorată asistență. Permiteți-mi să aduc sincerele mele mulțumiri Alma Mater Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimețeanu și conducătorului acestei instituții, domnului rector Emil Ceban. Sunt profund recunoscător pentru tot ce am învățat și pentru toate oportunitățile pe care mi-au fost oferite. Pe parcursul realizării prezentei lucrări de cercetare am avut alături, în calitate de conducător și consultant științific, pe distinși și mult stimați profesori, domnul profesor Constantin Spânu și doamnă doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, Paula Donosa. Vă mulțumesc enorm pentru sfaturile prețioase și pentru suportul continuu acordat la realizarea tezei. Este o onoare pentru mine și vă sunt profund recunoscător. Aduc mulțumiri speciale domnului Lian Șaptefrați, doctor habilitat, profesor universitar, directorul școlii doctorale în domeniul științei medicale, pentru suportul și sfaturile de care am avut parte. Îmi exprim gratitudinea mea față de membrii seminarului științific de profil, sub îndrumarea domnului președinte Grigore Friptuleac, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Deosebite recunoștințe aduc doamnei Angela Paraschiv, doctor habilitat
în științe medicale, conferențiar universitar, președinte a Consiliului Științific Specializat de astăzi. Și doamnei secretarul Luminița Guțu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, pentru ajutorul acordat la pregătirea acestei susțineri. Mulțumesc referențelor oficiali pentru munca titanică depusă în evaluarea și aprecierea lucrării date. Membrilor Consiliului Științific Specializat, doamna profesor Ecaterina Stati, vă mulțumesc, Stasi, doctor habilitat în științe medicale, doamna Laura Țurcan, domnul Anatol Mernic, ambii sunt doctori în științe medicale, vă mulțumesc. Sunt profund recunoscător și aduc mulțumire doamnei Ludmila Bârcă, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, director al Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, doamnei Aliona Rotaru, directorul Spitalului Clinic Municipal de Copii numărul 1 și echipii dumnealor. Aceste două instituții medicale sunt partea supravegherii epidemiologice și sentinelă în infecția rotavirală. Totodată astăzi sunt onorat de prezența în sală a doamnei Ludmila Mosina, doctor în științe medicale, specialist tehnic în maladiile prevenibile prin vaccinare și imunizare, coordonator Programului Național de Sănătate Publică Regional al Comisiei pentru Europa. Уважаемая госпожа Мосина, благодарю вас за ваше присутствие. Для меня это большая честь. Алеси Мулцумири адук директору Агенции национальной пенсионной публики доктору Николаю Жаланский, доктор медицины, мастер национальной пенсионной публики. И интриги экипе а консилиуму штинцифик Алани Себе. Пентру суппорту раколдат ла тати етапеле. În alte aprecieri aduc doamnei Stella Gheorghiță, doctor în științe medicale, și doamnei Natalia Caterinciuc, doctor în științe medicale, care au contribuit la dezvoltarea mea profesională și m-au îndrumat în continuarea studiilor de doctorat. Sincere mulțumiri transmit doamnei Olga Burduniuc, doctor habilitat în științe medicale, pentru sfaturile dumneiei indispensabile și suportul acordat. Îmi exprim recunoștința față de domnul profesor Ion Bohnărel, pentru sprijinul, încurajarea și susținerea în realizarea temei. Totodată vreau să mulțumesc domnului Nicolae Furtună, domnului Ștefan Surdu și tuturor colegilor. Aduc mulțumiri celor care mi-au prezentat avizul la rezumatul tezei. Doamna Stella Gheorghiță, doamna Daniela Dimișcan, doamna Veronica Eder, doamna Olga Afanasieva, domnul Alexei Ceban, doamna Diana Spataru, domnul Dumitru Cafmari, doamna Ludmila Bârcă, doamna Luba Neamțu, domnul Valentin Mâță, domnul Ion Berdeu, domnul Vasile Sofroni și domnului Constantin Râmiș. Vă mulțumesc! Cu adânc respect și apreciere vin la... Le aduc mulțumiri părinților mei și surorii mele. Sub îndrumare ei am ales să studiez medicina. Mă iubesc enorm. Și-a spus că-mi spun. Transmiți-i mulțumiri soției și copiilor, care întotdeauna ați fost alături lângă mine și m-ați ținut în toate cele momente. Tot respectul meu. Mulțumesc colegilor, prietenilor din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și în special celor din secție în care activez. Pentru că ați venit astăzi să mă susțineți. Vă mulțumesc enorm. Și cu permisiunea dumneavoastră, la încheiere, aș dori să ținem un minut de reculegere în cinstea domnilor profesori universitari Constantin Spânu și Valeriu Chipu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim tuturor pentru participare, mulțumim Consiliul Științific Specializat pentru efortul depus, pentru acele recomandări care au fost pe parcursul unei sau alte etape ca astăzi
să asistăm la așa o prezentare frumoasă. Felicitări domnului Ion Bârcă. Acestea fiind spuse, permiteți-mi să declar ședința închisă. Felicitări și...